io sono Gianina și el este Matteo. Aspetta che Matteo e Gianina oggi sunt Matteo și Rosela sunt no. Astăzi suntem un pic greciți, dar ne-am hotărât să facem un video. Este un video în colaborare cu Rusu Cristin. O pupăcim. Mandiamo tanti baci. O să vă las în info box linkul către canalul ei și aceasta este ca un fel de o provocare, un challenge make-up. Matteo, astăzi o să mă machieze. Abia aștept să vedem cum machiază Matteo. Poate este un viitor make-up artist. Da. Hai să începem. I-am pus aici toate minunile, pensulicile, o paletuță asta de la Urban Decay, de Gwen Stefani. I-am pus cipria, tela, fondul de ten, un creion negru, rimel, un ruj. Cu ce vrei să încep, Mati? Tranquilo, amore, că nu e un concurs. Stai liniștit. Haide, cu ce începem? Cu asta? Sì. Cu tera? Sì. Poți să iei o pensulică de aici, care vrei tu. E purtroppo. Questa? Sì, è purtroppo. È pucciosa. In teoria me la rimbaro bene il mio nome, ma anche sì. Sì, si chiama sì. Matteo. Allora... Dove vedi se lo puoi? Qua. Ok. Sì. Bravissimo. Poi qua. Sì. Ma devi muovere la manina. Sì. Poi se mai hai altro adesso? Sì. Hai, Maya. Nu-i pupă mie să spuse, e la fronte altă. Am o frunte înaltă, da. A posto? Sì. Sono bella? Sì. Ok. Haide mai departe, acum ce punem? Allora mettiamo... Asta? Sì. Fondul de ten, după... Asta se pune cu mânuțele, poți să-l pui cu mânuțele. Mama îl pune aici și tu iei cu degetele și mi-l pui pe față, ok? Sau unde vrei să-l pui? Hai. Nu ți-ai aia, te nu, nu mă supăr. Hai, pune-l peste tot. Să-l întinzi bine, să intre în piel. Adică eu nu trebuie să spun nimic, fă tu. Așa, mă. S-a întins? Sì. Așa. A posto? Sì. Ce altceva? Deci fondul de ten l-am folosit, tera am folosit, tot ce mai folosim acum? Ce e ăla? Rimelul? Sì. Sau ce e ăsta? Mascara se cheamă. Sì. Unde-l pui cu ăsta? Unde se pune? Sui ochi. Sui ochi? Sì. Basta, basta. Mi-a pus mascara. Acum ce mai pune? Hai că poate să ți le dau la o parte să nu te confunde. Sunt bella? Sì. Sunt bella. Hai, sì. Ce mai folosi? Allora, no, toate astea nu le-am folosit. Cele care le-ai folosit ți le-am luat de aici. Sì.
Păi nu înțeleg că e tupi. Uite, dacă îl desfaci, vezi. Uite. E un creion negru. Nu vrei să mi-l pui. Sarebe. Un creion negru, de ochi. Una matita neră, vezi. O pune în 102 metri, oddio ce paura. Aspetta. Unde mi-l pui? Adăugăm alt negru, justo? Ok, la celălalt. Ok, și pe ăsta l-am pus. Cum arăt? Cum arăt? Ce-i bela? Sunt bela, ok, mai departe. Ia o pensulică. Asta. Și folosim paleta cu blush-uri. Ha, ce culoare îți place? Ela. Și unde vrei să pui paleta? O brăjă, bravissimo. Ai ghicit în sfârșit ceva. Mă pixează. Si colora? Sei come un quadro di Picasso. Sono come sono ca un tableau di Picasso. Sì. Stai stendendo il fondotinta, sì. Mi sa. Da un po'. Che dopo la devo là. Ah, ok. Așa, am folosit și blush. Acum ce folosim? Cola cipre. Rujul. Avem ruj de la Kiko. Este sunt de roche. Mi-a creațiune. Și paletuța pentru ochi nu o folosim? Nu. Nu, nu am nevoie. Nu am nevoie? Da. E bine așa? Si. Poți să mă uit să văd ce ai făcut? Sii. Mă mănâncă nasul. Iau bătaie sau îți dau bătaie? Oh, ce frumoase sunt! Mulțumesc! Îmi place la nebunie acest machiaj. Te-ai distrat? Sper că videoul v-a plăcut. Cristina, așteptăm și videoul tău. Noi vă pupăm și vă trimitem un pupic. Și dacă vreți să fiți machiată de Mateo, să ne spuneți. Și dacă vreți să fiți machiată de Mateo, o să-mi dați un bip că vă iau o întâlnire cu el să vă macheze. Like! Like!